Mii de pași s-au îndreptat în special către vedetele marinei militare, fregatele Regele Ferdinand, Regina Maria și Mărășești, dar și spre nava Școala Mircea. Membrii echipajelor s-au aflat tot timpul la bord, așa că vizitatorii au avut ocazia să audă chiar de la ei detalii interesante despre modul cum funcționează navele și dotările de care dispun acestea. În prelungirea navei se află un catarg de care este prins statuia lui Mircea, care dă numele Ne asigură nouă posibilitatea de a ne hidrata fără a folosi alte recipiente, sticlă sau altceva. Dincolo de atmosfera de petrecere, oamenii au fost impresionați de tot ceea ce au văzut pe vasele pe care civilii pot urca într-o singură zi din an. Și pentru că le-a plăcut atât de mult turul de vizită, turiștii s-au pus pe fotografiat, iar unii au vrut să facă poze și cu ofițerii, comandanții sau cu marinarii. Cei mai impresionați au fost cei care au intrat în submarinul Delfinul. Interesant, pentru că nu totdeauna poți să vezi ce înseamnă un submarin. Înghesuit? Spațiul este restrâns față de celelalte nave, embarcațiuni. Nu era nici măcar un centimetru pătrat perete liber. Totul mașinării, totul în tehnologie, inginerii. E pentru prima dată și mi se pare extraordinar de frumos, de aceea am adus și copilul. Noi am mai venit și la ziua marinei în alți ani, dar niciodată n-am venit la o asemenea festivitate. Sincer, n-am fost niciodată pe Bicu Mircea, îmi place foarte mult, acum pe Regele Ferdinand. A reușit să-l știu? Da, sim, bineînțeles, cum să nu. E prima oară când vii pe Bric? Da, este prima oară. Îți place? Da, chiar sunt profund impresionată, mi-am dorit foarte mult să-l vizitez, să ajung să cunosc faimosul Bric. Și elicopterele navale ale marinei militare au atras turiștii în număr mare, iar armamentul soldaților noștri a fost încercat la rece de curioși. Ce-ți place cel mai mult? Elicopterul. Vizitatorii care s-au aflat în weekend în portul militar Constanța au putut asista la tradiționalul botez marinăresc, oficiat cu prilejul intrării în serviciul forțelor navale române a navei Vânjosul, cel de-al treilea remorcher maritim ce intră în ultimul an în serviciul forțelor navale române. În prezența șefului statului major al forțelor navale, contraamiralul Alexandru Mârșu, nașa de botez, aspirant la Vinia Georgiana Pascu, șefa promoției 2016 a Academiei Navale Mircea cel Bătrân, secția militară, s-a spart sticla de șampanie de prova navei.